Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cineva zice, stai mă, Val, ce i s-a ce-o? Sârmă de cupru, 45 de centimetri, fix 45 pentru a construi ceva schelet în jurul lui Borcan. I-am zis că dacă 30 de elevi aduc atâta cupru la școală, doamna profesoară poate vinde liniștită să-și facă bărâți de KFC vreo lună. Stai atent aici. Neața la fiii mea, da, trebuia să ducă la școală o bucată de geam de 20 pe 15 centimetri. Una din mămici, blondă, întreabă care e lățimea și care e lungimea. Nu crede. Nu e posibil așa ceva. Mai zi de la tine, păi, de acolo. Ce să mai zic, că la mine scriu mamicii. Nu, că astăzi e o zi specială la noi aici. Când fiul scanează acum codurile casă. George, da, după ce a luat lut, acum ne ia și nouă MAU. Am sugerat, atât am apucat să văd, îmi sugera cineva la un moment dat că e un magazin chiar lângă casa mea. De tablete. De lut. Care se ocupă, are inclusiv lut, știi? Îl țin să-i spun că sunt vreo patru în jurul nostru, da, acolo, dar erau, l-au închis la un moment dat, nu mai răspundea nimeni. Dar unde găsești lut? Chiar așa, la ce, la librărie se găsește? E un magazin Picture Shop, se ocupă, are tot felul de ușurile de genul ăsta. Și ce treia să facă cu lutul la școală? Aveau de făcut oale. Au făcut niște cănuțe, oale, ceva de genul ăsta, că urmează un fel de sărbare săptămâna viitoare și trebuie să le prezinte nu știu cum. Asta, da, ceva de genul Crăciun. Zice cineva, ce pentru fetița mea la grădiniță mi-a trebuit de azi pe mâine să cumpăr aripi de înger pentru filmarea unei colinde. Altcineva zice că miercuri seara am avut ședință cu părinții și doamna învățătoare ne-a spus că putem aduce până a doua zi un cadou, rechizite, hăinuțe, dulciuri, într-o cutie de pantofi pentru o fundație. Cine credeți că împacheta cadou dimineața la ora 7? Iar copiii strigau că întârziem. Am avut și noi o campanie foarte bună asta. Văd că se desfășoară în mai multe școli, cel puțin în București. Se adună cutii cu cadouri pentru de Crăciun pentru copii din orfelinat. Da, asta o vom face și noi. De la școală ni s-a cerut seara pentru a doua zi de dimineață boabe de fasole și de porumb. Asta am găsit cu greu, Laurențiu. Boabe de fasole și de porumb? Mă rog, dacă sunt alea uscate, nasol. De unde, chiar așa, de unde cumperi acum boabe de porumb uscate? Ai văzut? Mi-a zis fetița mea la ora 11 seara să merg să-i cumpăr ie. Pentru a doua zi? Da, m-a uitat copilul și îți dai seama, probabil că aveau... Și-a adus aminte în ultimul moment. Da, multe mesaje. Eu sunt în Finlanda, aici școala nu-și cere să aduci nimic. Îți spune la dispoziție orice ai nevoie. Unele sunt funny. Da, mă rog, eu a trebuit să fac, am făcut cu maica mea când eram școler, cred că prin clasa a treia sau a doua, ceva de genul ăsta, ni s-a cerut să facem o mască. Că urma nu știu ce serbare cu mască. Și știu că am lucrat cu maica mea. Acum, din punctul ăsta de vedere, nici eu, nici părinții mei nu eram prea îndemânatici la creat obiecte artizanale. Și am creat o mască, era foarte originală, atâta pot spune despre ea, dar mai multe nu. Da, na, măcar lucrăm împreună. Sunt mișto proiectele astea, dar unele cereri sunt super fun. Da, că uite, de azi pe mâine ne-a cerut aripi de înger. Asta e mai zis, ăsta a luat eroare totală. A, iartă-mă. Era, probabil că era când scanam eu. De unde iei aripi de înger? De la lut. Le faci, măi, le confecționezi tu. Cum le? Eu aș face niște aripi de lut imediat. Da. Și mulești doi porumbei și formă aripi de înger, mă, nu de lut. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.